Când veți fi gata să vă ridicați, vă veți ridica. Toată puterea de care aveți nevoie e în mâinile voastre. Priviți în jurul vostru. Sistemul nostru financiar a fost deturnat de generații de hoți, în timp ce voi munciți din ce în ce mai greu pentru din ce în ce mai puțin. Jocul este folosit împotriva voastră. Ne-au transformat pe toți în sclavi. Uitați-vă în inima sistemului nostru financiar. Un preț a fost stabilit pentru prețioasele noastre resurse. Hrană, apă, energie, aur. Însăși valoarea banilor a fost distorsionată de Scrooge și de talie mondială într-o gigantică conspirație a unei corupții de neoprit. Ei jefuiesc miliarde de oameni, de trilioane de dolari pe an, oameni buni. Nu e nevoie de măsuri de austeritate. Nu e nevoie de suferințe financiare. Nu e nevoie de sărăcie. Nu sunt limitări. Suntem victimele unui jap de proporții inimaginabile. Am fost îndepărtați de natura care suprimă simțul umanității. Adevărul este că e mai mult decât suficient pentru a ne descurca. În urmă cu 60 de ani, productivitatea a crescut atât de repede încât o întreagă familie ar putea trăi azi confortabil cu un singur venit de la un singur furnizor, lucrând doar 10 ore pe săptămână. Putem produce foarte multe bunuri economisind timp. Ce s-a întâmplat cu acel vis? Lucrurile s-au schimbat mult. Ce putea fi făcut în trecut în zile întregi poate fi făcut azi în 10 ore pe zi. Avem tehnologia cu care putem realiza și multiplica mii de structuri să ne conectăm în mai multe feluri decât ne putem imagina. Suntem acum mai avansați de sute de ori decât eram în urmă cu 50 de ani. Suntem capabili să creăm bunăstare și prosperitate. 70 de trilioane numai în SUA, peste 3.000 de dolari pentru fiecare om, femeie și copil. Singurul motiv pentru care noi experimentăm această bunăstare este pentru că ne-a fost furată de o clasă de criminali corupți. Ne-au vândut corporațiilor gigante, au crescut prețurile, au scăzut salariile, au furat fructele productivității noastre. Putem susține familiile cu un singur furnizor. Acum ambii părinți lucrează pentru 8 ore de productivitate, luptându-se pentru supraviețuire. Ei controlează media folosindu-se de problemele sociale ca să ne dezbine, frate contra frate, să ne luptăm unii împotriva altora, în timp ce ei stau comod în instituțiile lor. Ne-au inoculat teama de colapsuri financiare, dar ce au făcut a fost să-și însușească venituri de 8 ori mai mari într-o singură zi. Nu cedați în fața acestor escroci care abuzează de voi și vă transformă în sclavi, care vă fură viața. Vă spun ce să faceți, ce să gândiți, ce să simțiți. Luptați împotriva acestor oameni. Să înlocuim acest sistem corupt cu unul de care să beneficieze toți oamenii. Să revendicăm fructul productivității. Să împărțim prosperitatea. Putem face asta acum. Noi suntem creatorii și când vom lucra împreună, vom avea puterea să creăm viitorul care îl dorim.